În luna iunie a avut loc ședința de constituire a Clubului Colecționarilor Mușceleni. Persoanele din zonă care împărtășesc pasiunea de a colecționa diverse obiecte și bunuri, cum sunt numismatica, filatelia, cartofilia, filumenia, medalii și altele, sunt așteptate să se înscrie în club. O parte dintre colecțiile membrilor fondatori au fost prezentate în studioul nostru pentru telespectatorii Muscel TV. Colecționăm diverse obiecte de artă, de valoare, să zicem monezi, să zicem medalii, timbre, aici avem etichete și viniete de cutii de chibrite, cărți poștale, unii dintre noi colecționează flori de mină și, sigur, acum lista poate fi ceva mai lungă. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă arăt, să zic, din zona asta de aici, câteva etichete de cutii de chibrite, făcute special pentru colecționari, iar în catalog și ce vedeți aici sunt din diverse țări cu diversi ani de apariție. La numismatică se poate vorbi foarte mult, după cum vedeți aici avem și câteva din copii la valorile nominale pe care le prezintă fiecare, fie monedă, fie bancnotă și, sigur, acum lista poate continua și cu o descriere detailată, după cum se vede și aici. Și mai departe o să vedeți și monezi aflate în circulație de pe Mapamond, deci nu numai din Europa, domnul Pestrițu aici vă poate da niște detalii din câte țări aveți colecția, domnul... Toate țările. Toate țările, deci nu exclude niciuna. La mine sunt vreo 32 de țări, colecționarul domnul Bragă are foarte multe medalii, care, evident, toate în ansamblul lor înseamnă ceva pentru colecționar, dar poate însemna în ansamblul lor, cum am spus, și ceva pentru cetățenii municipiului. Noi de asta am făcut-o, pentru că o colecție care nu este văzută, evident, ea nu există decât pentru colecționar. Și dorim foarte mult să arătăm și orașului și cetățenilor acestui municipiu de ce sunt în stare mușelenii. Am ajuns la partea filatelică, o colecție foarte frumoasă. Sigur, filateliștii acum sunt mai mulți în clubul nostru, club înființat nu de foarte mult timp, dar să spunem reînființat pentru că el a mai existat înainte de 89 și chiar în 1990, domnul Gheorghe Chiță. Colecționarii mușceleni își doresc să realizeze de zilele municipiului o expoziție care să cuprindă mai multe colecții. Pe lângă noi mai sunt și foarte mulți colecționari din municipiu care nu sunt prezenți acum, dar care sperăm noi să fie prezenți cu ceva obiecte interesante la viitoarea expoziție pe care, să zicem că în luna iulie de zilele municipiului am deschis-o, să zicem, pentru că am foarte multe încredere în ceea ce spun și, bineînțeles, încredere în cei care conduc destinele orașului și, sigur, sperăm să ne ajute în sensul acesta. O problemă cu care se confruntă Clubul Colecționarilor Mușceleni este aceea unui sediu unde să-și desfășoare activitatea. Sigur, ne putem întâlni. Problema e că, așa cum, după cum bine știți, clădirea unei adevărate case de cultură nu există încă dată în folosință. Avem speranțe ca în viitorul secol să fie dată în folosință. Și cu maliciozitatea pe care am arătat-o acum, sper să nu fie foarte departe acest deziderat. Dacă am fi avut, evident, atunci ne-am fi adunat și noi, am fi putut zilnic să putem să facem un schimb de opinii, să putem să catalogăm asemenea obiecte de valoare, să putem aduce invitați, pentru că și asta e un lucru. Noi deja suntem înscriși în clubul Federația Națională a Colecționarilor din România,
cu care avem legături doar prin internet deocamdată și acest mijloc de comunicare prin expoziții și prin schimburi încă nu există la noi în județ, nu neapărat la noi în municipiu. Dar, încă o dată, sper ca Muzeul Municipal Câmpul Lung să dea un sprijin în acest sens și merg mai departe, sperăm și într-un sprijin din partea Consiliului Local și a autorităților publice locale să ne dea un sprijin pentru o sală specifică cu acest lucru, pentru că ai multe chestiuni. Vorbesc numai de cataloge, numai câte cataloge pot fi aici și sigur să aducem și din partea cealaltă, din cadrul Federației, să aducem oameni care să punem cap la cap foarte multe chestiuni legate de catalogare, în primul rând, și de a prezenta publicului larg așa cum trebuie. Pot fi expoziții tematice, pot fi, știu, expoziții de grup sau chiar personale, numai cei care suntem aici putem face expoziție personală. Clubul Colecționarilor Mușcelene are ca obiectiv principal colaborarea dintre membrii săi privind păstrarea și punerea în valoare a colecțiilor acestora, precum și promovarea colecțiilor în cadrul societății civile. Membrii fondatori ai Clubului Colecționarilor Mușceleni sunt Nicolae Alexandru Mihailă, Marius Nicolae Toader, Constantin Moise, Mihai Pestrițu și Nicolae Bragă. Persoanele care sunt interesate să se înscrie în club pot afla mai multe informații apelând unul dintre numerele de telefon 0745 160 268 Nicolae Mihailă sau 0757 111 571 Marius Toader.